Nechifor susține că are semnale din teritoriu, cum că proiectele pe care le-a lăudat și demarat Gheorghe Flutur sunt într-o stare deplorabilă. Exemplele pe care le-a dat au fost drumul Dorna-Arin Panaci, finalizat în urmă cu un an și jumătate, dar și podul de la Verești, proaspăt inaugurat. Drumul care s-a finanțat prin programul european regional, POR, operațional regional, prin programul european, de la Dorna-Arin până la Panaci, este varză. Acest drum nu mai este practicabil. Acest drum s-a executat prost, în condiții pe care domnul Flutur ar trebui să le explice mai bine. Ar trebui să intervină rapid acolo, în sens de a remedia ceea ce s-a stricat, și sunt aceleași elemente de drumuri stricate, proaspăt executate, în foarte multe zone. Există acea garanție de bună execuție a lucrărilor și trebuie, într-adevăr, operată procedura legală. Podul celebru de la Verești, pe care Flutur l-a inaugurat pe 1 decembrie anul trecut, cade. Am văzut, am mai și spus acest lucru, în acest moment podul de la Verești, pe care Flutur l-a făcut din punct de vedere tehnic într-o perioadă când nu te apuci de construit betoane, de turna betoane, de făcut poduri. L-a făcut în iarnă. În acest moment partea de mijloc a podului s-a lăsat, s-a prăbușit, există vizibil, se vede cu ochiul liber. Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat că interpretările oamenilor politici trebuie luate ca atare. Drumul de la, încă de la recepție, noi i-am notificat că au de făcut niște corecturi. Există această notă a noastră legată de corecturi, sunt anumite dale pe drumul de la Panaci, Bilbor, care trebuie corectate, și asta se poate face când temperatura este peste 20 de grade afară. Ei au la noi garanții și nu vor primi aceste garanții până nu-și rezolvă, dar este și angajamentul înscris al constructorului. E o procedură care se practică peste tot. În ceea ce privește podul de la Verești, ce știu eu, lucrările în amonte și naval acolo trebuie să continuă, iar aceste interpretări făcute de oameni politici trebuie să se uite puțin mai bine, pentru că acolo era vorba de racordul între dalele noi și dalele vechi, care urmează să aibă un covor asfaltic consistent.